Stanley, gândăcelul mirositor. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbe 17:17. Tabăra gângăniilor. Tabăra gângăniilor frământa de sumzetul insectelor harnice. Anul acesta, Hermi și prietenul lui, Fiermișor, sunt lideri de tabără. Ce zi frumoasă, zise Hermi, în timp ce câțiva prieteni se jucau sfoara, alții explorau potecile din jurul taberei, iar unii alunecau pe coajă de bananier ca pe topogan direct în iazul din mijlocul taberei. Este prima zi de tabără, declară Hermi, prima zi de distracție. Toate gângâniile sunt prezente. Toate, mai puțin una, zise Fiermișor. Lipsește Stanley, gândăcelul mirositor. În acest timp, Stanley aștepta să apară ultimul autobuz către tabăra gângâniilor. Oh, va fi îngrozitor, își zise Stanley în gândul lui. De ce le-o fi promis părinților mei că mă duc la tabără? Probabil că nimănui nu-i va plăcea de mine pentru că miros urât. Ochii lui Stanley s-au umplut de lacrimi. Doamne, de ce m-ai creat cu un miros atât de urât? Eu te-am creat exact așa cum ești, i-a răspuns Dumnezeu, și eu nu fac greșeli. Adu-ți aminte, Stanley, că eu sunt cu tine întotdeauna. Stanley a mai prins curaj, dar parcă tot se temea că nimeni nu va dori să fie prieten. În tabăra gângănilor a sosit și ultimul autobuz. S-a oprit chiar în fața lui Hermi și a lui Vermișor. Când ușa autobusului s-a deschis, Skitter, țânțarul, șoferul, a sărit iute din autobuz tușind. La deschiderea ușilor, un nor verde și puturos se răspândea pretutindeni. Pe un scaun din autobuz stătea singur Stanley, gândăcelul mirositor. Era speriat. Și când Stanley este speriat, începe să miroase îngrozitor. Florile au început să se ofilească. Hermi și-a acoperit îndată fața. Viermișor s-a ținut de nas. Stanley și-a plecat rușinat capul. Îmi pare rău. Ne bucurăm să te vedem, l-a întrerupt Hermi, prefăcându-se că mirosul nu era chiar atât de rău. Poate ar trebui să mă întorc acasă, propuse Stanley. Nici să nu te gândești la una ca asta, te rog să nu mai miroși, vreau să spun să nu mai vorbești despre asta. Hai mai bine să ne distrăm. Stanley s-a alăturat grupului de gângâni jucăușe. Dar ori de câte ori se emoționa mai tare, norul verde mirositor își făcea apariția. Atunci, toți cei din tabără o luau la fugă, tușind și ținându-se de nas. În curând, nimeni n-a mai vrut să se joace cu Stanley. Oricât de mult își doreau gângânile să fie prietenoase, nu puteau să stea în preajma lui Stanley când mirosea atât de urât. Trist și singur, Stanley a început să cânte. Miros îngrozitor, ce mai? Toți tușesc că eu duhnesc, florile se ofilesc, pietrele se înverzesc, chiar și scomșii se cârcesc, albinele zumzăiesc din cauza mirosului ce-l răspândesc. Niciodată nu voi avea prieteni, spuse Stanley. Pe la amiază, gărgărițele gemene, Hailey și Bailey l-au zărit pe Stanley stând singur-singurel. Așa că amândouă au tras aer adânc în piept și s-au dus să se așeze la masă alături de el. Doreau să fie prietenoase și să nu-l mai lase singur. Salutare, le zis Stanley bucuros când le-a văzut aproape de el. Dar se temea că gărgărițele nu vor mai plăcea și în momentul acela a început să miroasă îngrozitor. Gărgărițele cemene au încercat să-și țină respirația, dar n-au reușit. Din cauza mirosului, li s-a făcut rău și au luat repede la revedere și au zbuchit-o pe ușa afară. Niciodată nu voi avea niciun prieten, s-a gândit Stanley.
noaptea Stanley a avut un coșmar și a început iar să miroase urât. Celelalte gângâni au ieșit să doarmă afară din cabană. Trebuie să facem ceva ca să-l ajutăm pe Stanley să-și facă prieteni și să se distreze, a spus Vermișor. Știu ce e de făcut, a spus Hermi. Vom aduce parfum și ne vom scălda în iaz. Dar n-a fost de mare folos. Apoi lui Hermi a mai venit o idee grozavă. Hai să-l întrebăm pe Dumnezeu. Doamne, s-a rugat Hermi, avem o problemă. E vorba de Stanley. Miroase groaznic. Hermi, gândăcei mirositori au un miros urât atunci când le este frică. Eu i-am creat așa. Voi nu trebuie decât să-i fiți prieteni și veți vedea că totul va fi bine. Stanley l-a auzit fără să vrea pe Hermi vorbind cu Dumnezeu. Asta e, și-a zis Stanley, nu trebuie decât să-mi înving frica. Voi începe cu frica de înălțimi. Mă voi urca în cel mai înalt copac din grădină și voi rămâne acolo până ce mirosul va dispărea. În timpul acesta, Hermi a pregătit o petrecere surpriză ca să-i arate lui Stanley că toate gângânile își doresc să fie prietene cu el. Dar unde era Stanley? Dintr-o dată, Hali și Bali au alergat în sala de mese. Stanley are nevoie de ajutor! Toată lumea a ieșit după ele afară. Stanley stătea în vârful celui mai înalt copac și se temea să coboare de acolo. Norul verde din jurul lui era mai mare ca niciodată. Toate gângânile voiau să-l ajute, dar nimic nu le reușea. Skeeter l-a ridicat în zbor pe Hermi ca să vorbească cu Stanley când... Aoleu! Stanley a alunecat și a căzut. Skeeter și Hermi s-au îndreptat spre Stanley și l-au prins în zbor. La petrecerea pregătită pentru Stanley, toate gângâinile s-au adunat în jurul lui. Vrem să-ți fim prieteni, i-a spus Hermi. Lui Stanley nu-i mai era frică pentru că toți prietenii erau aproape și îl încurajau. Așa că nici nu mai mirosea. Apoi s-au așezat și au savurat cu plăcere tortul pregătit de șopârlița Lizzie. Când deodată o goangă uriașă. Este proscoiul, a strigat Lucy. Suntem încolțiți, spuse Skeeter. În acel moment, limba lungă și lipicioasă a proscoiului țâșni pe ușă. Asta nu e bine, murmură Hermi. Deloc, fu de acord Stanley. Iar în momentul acela, norul verde puturos umplu toată încăperea. Îmi pare rău, nu mă pot abține, când mi-e frică miros urât, așa m-a creat Dumnezeu. Și mă bucur mult că te-a creat așa, a spus Hermi. Uite, norul verde mirositor a ieșit pe ușă și l-a învăluit pe broscoi. Limba lui lungă și lipicioasă a înțepenit. Broscoiul uriaș și-a tras repede limba în gură și luă la goană cât putu de repede. Uea! A strigat broscoiul uriaș ce se îndepărta de tabăra gângânilor. Bea, plios, bea, plios, bea. Toți s-au bucurat că mirosul puturos al lui Stanley l-a lungat pe broscoi. Bravo ție, Stanley, a spus Hermi, ne-ai salvat pe toți. Ce bine că Dumnezeu te-a creat mirositor, a spus Vermișor. Da, ce bine. Acum Stanley, gândăcelul mirositor, are mulți prieteni, chiar dacă toți poartă cu ei clame de nas, pentru cazul în care... Nu-i așa că a fost o poveste interesantă? Te invit să asculți și următoarea din această serie. Pe curând!